I'm back, baby. So, babies. My babies. Thank you, my babies. O să trebuiască să... Încă am asta de la Comic-Con. O să trebuiască... Nu pute. O spăl de fiecare dată, în fiecare zi. O să trebuiască să lucrez la editare, un pic mai mult la cromă, la chestii, pentru că s-a schimbat culoarea. Man. Sunt mai negru. Deci, foarte pe scurt, fără spoilere, în ce ordine mi-au plăcut cel mai mult, cel mai puțin, nu știu ce, trebuie să vorbesc despre ultimele două, adică despre ăla cu Killmonger, episodul 6, și ăsta cu Thor, episodul 7. Dar repede, foarte pe scurt, în ce ordine mi-au plăcut mie, de la cel mai prost, slab, pe părerea mea, la cel mai bun, cel mai puțin mi-a plăcut ăla cu Zombie, episodul 5, parcă a fost, după care ăsta cu Thor. După care, o să vorbim imediat, după care e ăla cu Peggy Carter, cu, mă rog, primul episod cu Captain Carter, după care sunt cam la egalitate, ăla cu Killmonger, ăla cu T'Challa, Star-Lord și Doctor Strange, sunt cam la egalitate astea trei și pe primul loc este episodul 3 cu se întâmplă ceva cu Avengers și ce, mă rog, cine e personajul negativ, nu știu ce, ăla mi-a plăcut cel mai mult. Cred că n-am pierdut niciunul. Da, deci ăla cu Killmonger mi-a plăcut destul de mult. A fost foarte mișto personajul oricum și în film, Killmonger, în filmul cu Black Panther, dar acum l-au construit și mai mult, știi? A fost gen, ce ar fi dacă am fi văzut mai mult și mai planul lui Killmonger ar fi fost diferit și clar mult mai bun de la început. Planul ăsta lui din What If, din episod, ar fi fost mult mai bun și ca dovadă a ajuns foarte departe cu el, destul de plauzibil, poate câteodată un pic tras de păr. N-am înțeles de ce au putut să facă vocea lui Tony Stark și să nu fie Robert Downey Jr. și să fie un actor care l-a imitat, i-a imitat vocea destul de bine și nu au făcut, am gândit că asta a fost o problemă cu... Mă rog, de ce n-a apărut el în episodul cu zombie, știi? Adică mă gândeam, frate, Iron Man moare printre primii și toți Avengers, majoritatea Avengers-ului atât de deștepți, știi? Și el și Captain America și Black Panther, știi, se duc în mijlocul zombilor în episodul ăla cu zombie, știi? Și mor. Dar, mă rog, am uitat deja în spoiler un pic. Adică da, m-a deranjat destul de mult episodul ăla cu zombie, mai ales la partea cu Iron Man este printre primii și toți s-au dus acolo. Înțeleg de ce... Ăla a fost mușcat de Ant-Man, Captain America. E plauzibil. Unele sunt plauzibile, dar unele nu și oricum tot episodul a fost de căcat. Bun. Killmonger a fost mișto. Adică mi-a plăcut și a fost încă o dată. A fost destul de plauzibil. Mi-a plăcut cum au construit personajul și planul lui a fost mișto. Adică e un personaj negativ mai bun decât a fost în Black Panther și în Black Panther a fost mișto povestea lui. Dar sunt curios ce se întâmplă după. Adică toate episoadele s-au terminat într-un fel care a promit ceva. Știi, anunță ceva și mai mișto sau, mă rog, și dacă n-ar fi mișto, e mișto să te gândești cum s-ar, dacă nu le-ar continua, tot e mișto, mamă ce tare s-a terminat, abia aștept să văd dacă fac continuările, știi, adică sunt foarte mișto continuările de la episoade și nu știu ce vor face dacă mai au, cred că mai au două episoade, mai au 8 și 9, nu cred că vor continua niciunul sau poate vor continua... Sau poate vor face un episod sau chiar astea două în care gen se continuă toate celelalte și le combină într-un singur episod și termină. Dar nu, ar fi prea puțin timp, nu știu. Mă rog, astea sunt spuse, totuși au fost grăbite majoritatea episoadelor, dar nu s-au simțit foarte grăbite. Adică le-au gestionat destul de bine construcția personajelor și acțiune și nu știu ce. Astea, bine, acțiunea în Thor a fost mișto doar acțiunea în episodul cu Thor. Pentru că în rest a fost... Am înțeles că au vrut să fie super childish, să fie caterincă, parodie, adolescentin umor, adolescentin nu știu ce. Adică ok, am înțeles, spre asta s-au dus. Întrebarea mea e de ce? Adică da, am înțeles, știu Marvel, aveți umorul destul de bun, dar câteodată exagerați rău de tot și nu vă duceți în direcția bună. A fost umorul mișto pentru ce a vrut să fie, sunt de acord, dar de ce să irosești un episod în felul ăsta? Adică de ce să faci un episod în care Thor dă o petrecere intergalactică, știi? Iar sfârșitul, am uitat în spoilere fără să anunț, îmi pare rău. Sfârșitul e super 180 de grade, adică n-are nicio legătură cu episodul de până atunci. Am înțeles că aparent și The Watcher a fost surprins, ceea ce mă surprinde. E un pic ciudată chestia asta și foarte ciudat este tonul, schimbarea asta de ton
De la ha 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 Caterinca parodia adolescentină, nu știu ce, la apare Ultron cu toate pietrele infinitului și cu fața lui Vision, adică gen Ultron a reușit să-și pună mintea în corpul ăla de vibranium al lui Vision și are și pietrele. Și în episodul cu zombie, cum are Thanos pietrele când una din ele era în capul lui Vision? O dată, asta una, și în al doilea rând, ce virus e ăla bun, ok, care să-l ia pe Thanos, dar să-l tace pe Thanos cu pietrele, nu știu, e foarte, foarte, foarte convenabil episodul ăla cu zombie, se întâmplă chestii câteodată pentru că trebuie și câteodată pentru că trebuie neapărat. Mă rog, apare Vision, Ultron, Vision cu pietrele, nu știu ce, și e luat și ăla prin surprindere în episodul ăsta cu Thor, am înțeles, e o fi din alt univers, bun, poate și mai mult, poate de acum încolo următoarele două episoade vor combina episoadele deja spuse și ar fi foarte mișto că la fiecare episod am avut câte o continuare și gen să vină toți să întâlnească toate chestiile astea într-un episod sau în două episoade. Ar fi tare, asta sunt de acord cu chestia asta, dar episodul ăsta în sine cu Thor, nici aia. Mi-a plăcut că l-au făcut pe The Watcher, acum l-au arătat că e negru. Această entitate e negru, pentru că vocea actorului e negru și atunci trebuie să fie și The Watcher negru. Ok. Oficial am luat-o razna. Dar, mă rog, cum vi s-au părut vouă ultimele două episoade, ce v-a plăcut cel mai mult și ordinea până acum? Ordinea voastră, de la cel mai slab la cel mai bun sau cum vreți voi, le puneți acolo și scrieți. Și urmează și alte chestii. Am zis Foundation și Midnight Mass, ăla de pe Netflix, și filme și seriale și încerc și anime și reacții trailere. Deci abonați-vă, join dacă vreți, mă ajută și mai mult, dar abonare e gratis. Mulțumesc foarte mult, zi ne-a făcut pe continuare, pa, da, pa, da, pa, de.